Thank you.
Transformă Biserica Mare într-o catedrală. Felicitări! Și mai ales în iarna asta, lăsați copiii să colinde, să nu se închidă nicio poartă în preajma lor și niciun semn să nu-i oprească din curatul și sfântul datine în lemn. O, mai ales în seara asta, lăsăm copiii să colinde. Cu știu multe copii, nu de atât barcoul al cărui nume îi poartă, cu toții am auzit de ansamblu barcoul, cine n-a auzit, cine n-a auzit de familia Neaga, cine n-a auzit de cât de profund și cu câtă seriozitate păstrează tradițiile românești. În urmă cu 20 de ani, ansamblul Barcăul a înregistrat primul CD cu colinde. Pentru că ei vorbesc mereu de o tradiție vie, vreau să vă spun că mulți dintre părinții acestor copii au fost acum 20 de ani printre cei care au înregistrat, au participat la înregistrarea acelui CD. Iată cum tradiția se păstrează și merge din tatăl în fiul, de la mamă la fiică. Sunt frumoși, sunt impresionanți. Ansamblul Barcăul de la Clubul Copiilor și Noi.
caz vă știți aflare, prins rășasă voi în boierești, în cornii de gheșeri, în gură de acei țări. Așa nu călcau pe urmă, pe cum ne radă, făcați de-o mumbă. Și marsără și arară, în țara Ierusalimului, crucii și curmezii, brazdă neagră de vărsară și grân roșu să mănară. La lună, la săptămână, și până o gază masă, să vadă dacă greu îi copt trăstop. Hei! Dar și până o gază de șepța flară, și poncar în călecară, poncar de aur cu numele Graur, și masă la baia scrie, unde mâța scrie și îți face papăție. Și masă la baia nouă, unde mâța ouă, iată țisul cât e două, și vă face papă vouă. Hei! Thank you.
seara mândră. Mi-a făcut o seară mândră, am vrut să-l țin puțin pe Bogdan Gurban, să îl vedeți pe solist. Le mulțumim celor din taraful condus de Adilipo și bineînțeles, domnul Neaga, vă rugăm să mai rămâneți. Avem și noi o părintă pentru dumneavoastră. Vă rog. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru copiii noștri. Evoluat aici, ca fel ca la sala palatului sau la cezaul folcloric, așa cum am văzut de foarte multe ori. Vă mulțumim și vă felicităm! Copiii de la Târgu Emilior au exemplificat ceea ce vă spuneam la început, legat de cântece de colinde religioase, cântece de stea și cântece de iară. În continuare, un moment așteptat. Finalul care va încununa această seară, care s-a transformat într-un adevărat regal. Dacă unora mi s-a părut mai lungă o colindă sau alta, sunt sigură că această durată peste minutar s-a transformat într-o adevărată încântare. Îi rog pe minunații noștri băieți să vină în față grupul Axios. Este, fără îndoială, cea mai reușită ediție. Pentru că în 25 de ani este așa, o luptă de argint între cer și pământ. În fața dumneavoastră sunt 5 băieți pe care îi cunoașteți, pentru că ne-au mai colindat și în alți ani. Și atunci când Dumnezeu vrea să îi unească pe oameni, găsește diferite formule pe ei, au venit prin artă. Sunt din diferite județe ale țării, din Bistrița, din Cluj, din Maramureș și bineînțeles și de pe strada Aurel Blaicu, Iustină, Iustina noastră. Pentru că dumneavoastră știți că toate merg pe prietenie și fiecare an îl prezentam pe Iustin ca fiind băiatul părintele Mircea de la spital, de la biserica de la spital. În acest an voi spune că este băiatul doamnei preotese Mia și a părintele Mircea. Îți mulțumim, Iustin, că ai venit împreună cu prietenii tăi să ne colinzi. Axios în limba greacă înseamnă vrednic este. Acesta era cuvântul pe care îl spuneau cei care confirmau faptul că păstorul merită și este vrednic de misiunea sa. Vor începe cu gazde mari. Cu ce vor continua, rămâne să vedeți. Ne întâi vom lăsa să încheie. Aceasta e ideea. Ei încep cu ce doresc și noi nu-i vom mai lăsa să încheie recitalul lor. Gazde mari, nu mai dormiți, plinioară dragă fi, că-mi vremea de dormit, n-ai vremea de colindat, plinioară dragă fi, și cocoșii au cântat, n-ai vremea de podobit. Thank you.
da care mi-a
Thank you.
Of all.